Salut, numele meu este Ioana Mașca și vom discuta în cele ce urmează despre linia mijlocie într-un triunghi, liniile mijlocii. Segmentul ale cărei extremități sunt mijloacele a două laturi se numește linie mijlocie a triunghiului. Este paralel cu cea de-a treia latură și are lungimea egală cu jumătate din lungimea acesteia. Într-un triunghi sunt trei linii mijlocii care alcătuiesc un triunghi, triunghiul median. Haideți să-l desenăm. Să-l descoperim, mai bine spus, în triunghiul lui Sierpinski și apoi să-l admirăm. Triunghiul lui Sierpinski după cum veți vedea, se formează din triunghiul median. Look at the Sierpinski triangle. It does look complicated, but we can create this in a few simple steps. Let's start with a black triangle. We can mark the center of each side of the triangle and connect the dots to make a new upside-down triangle. We then remove this triangle and are left with three smaller black triangles instead of one. We take the centers of each of the three new triangles and again connect the dots to make three new upside-down triangles. Let's remove the upside-down triangle at the top. Look! We get three new triangles instead of the one at the top. We can now remove the one at the bottom left and finally the one at the bottom right. You'll notice that each time we remove an upside down triangle, we get three new black triangles. So now we have a total of nine even smaller black triangles. Let's see the triangles that we will remove in the next step. Now we can again take the top part of the big triangle and remove the upside down triangles. We can continue on to the bottom left and then the bottom right. We already have 27 black triangles. If we keep going, we can make more and more black triangles at each step. And if we keep doing this forever, we'll have an infinite number of triangles, and all inside the one big triangle we started with. Haideți acum să-l admirăm în acțiune. Și să facem și puțină matematică. George dorește să își amplaseze pe mini terenului destinat observațiilor meteorologice 5 murici de vânt. Terenul este în formă de triunghi echilateral, cu latura de 20 de metri. Deși vrea să le pună cât mai departe una de alta, oricum ar proceda, distanța dintre ele este de cel mult 10 metri. De ce? Haideți să vedem.
Luăm un triunghi echilateral. Din nou ne ajută tehnica, dar cum vrea ea, nu cum vrem noi. Fixăm mișoarcele laturilor și construim triunghiul median. Vom obține astfel patru triunghiuri din suprafața inițială, echilaterale, cu latura de 10 metri. Fiind în total 5 triunghiuri, 5 moriști, înseamnă că în fiecare dintre căsuțe va fi pus cel puțin câte o morișcă, deci va exista o căsuță în care să existe două moriști. Astfel, distanța dintre cele 5 moriști nu poate fi mai mult de 10 metri. Ne oprim aici.